Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvintează pe Cuvioasă Părinte ca să vorbesc. Amin. Iubiți credincioși, Hristos a înviat. Iată cum că sărbătoarea Învierii triumfă pe aripa duhovnicească a rugăciunii, când cântarea fermecătoare, spun eu, și plină de Duh, Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, este încă pe buzele tuturor. Salutul fiecărui om este pe buzele tuturor. Hristos a înviat, se răspunde frumos, adevărat înviat. Hainele frumoase, natura frumoasă, câmpul înverzit, florile, pomii, toate revin la viață, exact parcă sculându-se din morți. Și iată că într-această sărbătoare, în săptămâna luminată, cum mi se mai spune și sărbătoarea luminii, se prăznuiește în fiecare an, deci după sărbătoarea Paștilor, și sărbătoarea izvorului tămăduirii este o sărbătoare mai mult duhovnicească, dar și cu un caracter simbolic, adică în săptămâna cea luminată se sărbătorește vindecarea miraculoasă, deci și zidirea în acel loc a unei biserici în cinstea Maicii Domnului cu hramul izvorul tămăduirii. Leon cel înțelept sau Leon cel mare, înainte de a fi împărat, pe când era încă un creștin de rând, pios și evlavios, a dat peste un orb și peste un slăbănoc de acesta care nu putea merge și era sete. Și a auzit un glas, du-te într-un desiș și vei da de un izvor. A căutat de 2 sau 3 ori și n-a găsit. Iar a treia oară, mergând cu atenție, a dat de un mic izvor de apă, de unde a luat și când a dat să bea și să se spele pe față, a observat că acelui i-a venit vederea. Bineînțeles că n-a urmat o singură minune, ci au urmat șiruri întregi de minuni, vindecări de stomac, vindecări de idropic, adică, cum se cheamă, ciroza umedă, vindecări de piatră la rinic, vindecări de slăbănogeală, de betejeală, de cap, tot felul. Și s-a zidit întâi o biserică mai mică, iar apoi cu vremea împăratul Leon, deci ajungând împărat, a zidit o frumoasă sau prea frumoasă biserică în cinstea Maicii Domnului cu hramul izvorul tămăduirii, undeva în zona Franței, unde și până astăzi se face acel perelinaj frumos și minunat, de unde cine ia această apă se vindecă de orice boală dacă o ia cu credință. Pentru că noi știm prea bine că cele trei elemente esențiale sufletului sunt, în primul rând, credința. Pentru că dacă nu crezi, poți să treci, cum v-am spus eu de atâtea ori, prin toate tainele bisericii și rămâi tot sec și gol și fără sens. Sau spui exact cum spun fiecare dintre noi, și că m-am spovedit și ce efect a avut. M-am împărtășit și văd că nu m-am făcut sănătos. Mi-a făcut Sfântul Marcul, dar văd că nu mi-a folosit. N-a folosit datorită necredinței. După credință urmează, în primul rând, nădejdea. Deci trebuie să mă vindec. Și dacă trebuie să mă vindec, Dumnezeu care știe ce cereți, aceea vă dă. Bateți și veți să vă da, cereți și veți afla, căutați și veți afla, bateți și să vă deschide vouă. Și ultima este dragostea de Dumnezeu. Despre dragostea de Dumnezeu nu vă vorbesc prea multe, ci exact ceea ce spunea și Părintele Cleopa. Cine are dragostea de Dumnezeu, în primul rând, nu-l supără cu păcatele, și cine are dragostea de Dumnezeu, îl iubește prin fapte bune. Scurt. Dacă vrei să cunoști omul cât de credincios este, îl iei după fapte, precum pomul după roade. Face fapte bune, iubește pe Dumnezeu și are dragoste de Dumnezeu. Pentru că aceea înseamnă desăvârșire. Iar cine nu are dragoste de Dumnezeu, nu are nici fapte bune. Mergând mai departe, deci în planul sărbătorii, ați văzut că s-a citit și Evanghelia zilei, când Mântuitorul a fost și el foarte ofensat, văzând templul lui Solomon, care avea atâtea destinații spirituale pentru poporul lui Israel, l-a găsit o simplă hală, ca să folosesc un termen din ziua de astăzi, în care ședeau cei ce vindeau boi. Ce căutau boii la templul lui Solomon? Era carnea care se cumpăra pentru jertfă să fie adusă pe altarele de piatră și grăsimea pentru arderi de tot și sângele pentru spălarea păcatelor. Deci, oile, ce căutau? La fel, erau animale curate care erau obișnuite, folosite în jertfa liturgică a Vechiului Testament, deci în jertfa sângeroasă cu oi și dobitoace, cum spune și prorocul David. Vedeți, semnifică în psalm și arată consemnare.
Zice, oare ce îi place lui Dumnezeu mai mult? Carne de taur și de țap sau sânge voi bea? Adă Domnului jertfa buzelor tale și va fi jertfa bine primită, pentru că și dobitoacele țarni ale mele sunt, spune la un moment dat Dumnezeu. Ce căutau porumbenii? Știți prea bine, femeia care împlinea 40 de zile și era săracă, pentru curățirea de sânge aducea jertfă ori două turturele, ori doi pui de porumbel. Iar schimbătorii de bani sau zarafii, cum se mai spunea în Vechiul Testament, erau acei oameni care stăteau pentru cei ce aveau de plătit dajde cezarului și aveau de plătit la biserică anumite servicii, deci stăteau și le schimbau drahmele sau dinare sau diferite măsuri, sicli folosite de Mântuitorul ca unități de măsură în Vechiul Testament, când și el a trimis pe Petru, du-te la peștele ce va ieși primul din mare, dă undița, ia-i din gură sicliu, adică banul, și plătește cezarului dajdea. Și a făcut un biș din ștreanguri și i-a scos afară din templu, spunându-le că casa lui Dumnezeu, casă de rugăciune se va chema, adică casa Tatălui meu și nu de negustorie. Lucrul acesta îl știm foarte bine și categoric și din ziua de astăzi, când încercăm să-L convingem pe Dumnezeu că după puterile noastre financiare sau materiale suntem sau nu ceva. Și atunci ați văzut, societatea s-a împărțit în trei mari grupe. Cei credincioși și săraci, cum a spus un om în postul mare, l-a spovedit și mi-a plăcut extraordinar, zice, părinte, zice, nu vreau să vă jignesc, zice, pe voi ortodoxi, dar el tot ortodox era, dar privea mai de sus. În primul rând, biserica ortodoxă e o biserică săracă, e o biserică, zice, de oameni necăjiți și zice, sigur că trebuie să propovăduiască, zice, sărăcia când ei sunt săraci. Zic, nu uita că și stăpânul care a întemeiat această biserică a venit în ghetul la Baci și n-a venit în hotelul Traian, am spus eu lui. La care el a început să râde și bineînțeles că am schimbat subiectul. Deci Mântuitorul, în primul rând, a spus oamenilor să nu se grijească de ziua de mâine, ce vor mânca și ce vor bea sau cu ce se vor îmbrăca, dar nu i-a scutit să muncească, ci a spus, muncește și te roagă. Și Apostolul Pavel arată, plugarul seamănă brazda, o are, dar Dumnezeu este Cel ce rânduiește creșterea și înmulțirea roadelor și a bucatelor. Adică liturgia euharistică din cer, a binecuvântării, mulțirii bucatelor și semințelor după felul și soiul lor din pom și ierbă. A doua categorie de oameni sunt bogații, care întotdeauna tind spre apus. Mașina, banul, este un mare acumulator, sau dacă vreți un mare apusul, rămâne un mare depozit amurat de oameni necredincioși, bogați, banchieri și plini de bani până la culme, cum se spune, care înghit și cei mai nevinovați pești din ortodoxie și îi racolează spre apus și îi duc în căile pierzării, crezând că banul moștenește împărăția lui Dumnezeu sau averea sau tot luxul și toată nebunia acestei lumi, despre care Mântuitorul spunea o clipă și toate spraf și fum. Iar a treia categorie de oameni sunt necredincioșii, care spune Mântuitorul că nu învie la judecată și aceia n-au nici legătură cu Dumnezeu, nici cu Maica Domnului, nu au legătură nici cu Sfinții, pentru că ei se tem de Sfinți, pronunțând acea formulă, dacă pui nădejdea în Sfinți, zice, până la Dumnezeu te mănâncă Sfinții, ei nu mănâncă oameni, ci îi mântuiesc și îi ajută. Iar acești necredincioși sfârșesc în trei cărări. Ori coșul de gunoi al lumii, sectele, deci unde se înghite toate uscăturile pădurii ortodoxiei și să macină acolo și să pregătesc cărbunii pentru iad, ori universul unde Dumnezeu va face acolo o curățire radioactivă și spirituală a sufletelor cu foc veșnic și muncă veșnică. Adică ce nu trebuie în cer, nu trebuie nici pe pământ. De ce? Pentru că pământul s-a sfințit prin șederea în mormânt a Mântuitorului 3 zile și El a venit și a sfințit și stihiile umplându-le de lumină la înviere. Și pământul să se bucure și cerul și cele de desubt. Deci toate trebuie să se bucure de lumină și nu poate pământul să adăpostească trupurile și sufletele păcătoșilor. Sufletul se duce în focul veșnic, iar când va fi judecata universală, va înghiți și trupul înduhovnicit, dar puturos, murdar, negru, jegos și plin de păcate, nu de țărnă sau de mizeria din afară, ci mizeria aceea a păcatelor care se va pune ca o ștampilă, ca o amprentă pe fiecare, cum spune Efrem Sirul.
De aceea, sărbătoarea izvorului tămăduirii este tot o sărbătoare a luminii, pentru că avem trei deosebite cântări. Pe Născătoare Dumnezeu și Maica Luminii într-o cântări să o cinstim. Deci, iată, ea vine ca o lumină pentru cei bolnavi și neputincioși. La Paraclis, Fecioară mai înaltă decât cerurile și mai strălucitoare decât razele soarelui. Deci, iată, iarăși lumină. Și a treia oară, lumină înseamnă viață. Lumină înseamnă viață. Mutatul te-ai la viață, fiind Maica Vieții. Deci, iată, mărturii prin care Fecioara Maria își ia toate drepturile de cea cu multe daruri numite și sigur că în numele ei se fac tot felul de minuni. Iar minuni, fiecare și cea mai mare minune dintre toate care trebuie consemnată este mântuirea neamului omenesc prin nașterea pruncului din pântecele Fecioarei. Minune mai mare ca aceasta nu există. Și această minune a fost confirmată prin ce? A fost confirmată prin învierea lui Hristos, prin moartea lui Hristos, prin înălțarea la cer, prin trimiterea Duhului Sfânt, care a fost mângâietorul ce rămâne pe pământ până la venirea din nou a înfricoșatului judecător pe norii cerului, când va judeca toate semințiile. Fecioara va sta de-a dreapta, Ioan Botezătorul de-a stânga și cele 12 scaune de apostol vor judeca semințiile lui Israel. Iar mai mult decât atât, tot ca Fecioară și ca cea plină de daruri își permite atunci ori de câte ori este nevoie și este o cărticică scrisă, sunt două variante, aia cu 67 de minuni și cea a lui Nicodim Mândița cu 400 și ceva de minuni. Deci Fecioara Maria nu face numai 400 de minuni în 2000 de ani, ci a făcut poate 40 de sute de mii. Dar cele care s-au consemnat pentru arătarea noastră. Cine n-are un copil bolnav și se roagă la Maica Domnului? Cine n-are un părinte bolnav? Cine n-are un tată bolnav? Cine nu-i el bolnav și se roagă să nu ia ajutor? În pușcărie, în închisoare, în probleme, în greutăți. Deci despre Maica Domnului se poate spune că cea mai mare minune care o face este că îngăduie mânia Stăpânului să nu vină peste capetele noastre. Și un lucru care este consemnat și în sinaxarul sărbătorii de azi, spune că un om oarecare, simțindu-se bolnav, a plecat spre izvorul tămăduirii la acea biserică, spre Ierusalim și a spus așa, și de-oi muri pe cale, voi să mă udați cu apă de la Maica Domnului. Asta este ultima dorință mea. Și într-adevăr, întârzind și bătând vânt neprielnic și corabe abătându-se, au mai durat vreo 3 zile în plus până să ajungă la mormântul, deci la izvorul sfânt acolo, la Biserica Izvorului Tămăduirii și în clipa când au turnat peste el apă de 3 ori cum i-a împlinit dorința, s-a deschis mortul ochii și a spus, viața din mormânt a răsărit. Și iată că în acea clipă el s-a sculat sănătos, luminat și întărit și ridicat de harul Maicii Domnului. De aceea Mântuitorul a insistat asupra acestui fapt și a spus, casa tatălui meu, casă de rugăciune se va chema și nu de negustorie. Adică ce a vrut să spună și putem folosi la un mod concret și direct, chiar dacă zgârie urechi, nu se fac minuni pe bani. Minunile se fac numai prin credință. Iar atunci când se face o minune, nu se bate două. Deci nu se bate în surle, în tobe, nu se pune indicatoare, nu se asfaltează, nu se pun avioane, nu se pun trenurile accelerate, ci omul care voiește, cum spune troparul de la Cântarea Glasului 3, unde voiește, acolo se mântuiește. El aleargă singur la izvorul minunii. Deci nu trebuie să-l duci tu și să-l dirigezi. El știe și dacă sufletul lui cere, caută. Câți n-au ajuns să viziteze mormântul Domnului dacă au vrut? Și-au cheltuit poate câte o avere. Câți nu și-au dorit în viață să ajungă să vadă odată, să spunem, nu știu ce loc sau nu știu ce moaște sau nu știu ce alte minuni din viața omului, câte nu se petrec de-a lungul vieții și omul și-a agonisit ban cu ban și dacă și-a pus în plan, Dumnezeu i-a ajutat. Deci nu trebuie să ne punem noi problema cum trebuie dezvăluite minunile. Dumnezeu lucrează și luminează pe tot omul și dacă vrea, îți face minunea și aici și dincolo. Pentru că nu există un loc fără Dumnezeu, nu există un loc fără Duhul Sfânt, nu există un loc în care să nu existe Înger Păzitor sau Maica Domnului sau Sfinți în ajutorul omului. Este o părere falsă și greșită a unora din noi când, de exemplu, vă dau o pildă. Zice, mergem la Parepa, că nu știu cine face minuni, mergem la nu știu unde, în cutare și în cutare loc. Nu trebuie să mergi nicăieri. O icoană mică, dacă ai, spune în Vețile Sfinților, că un călugăr cârtea de icoane mici și spunea că n-au har,
Și odată întâmplându-se în biserică și nefiind în chilia lui, a venit satana. Și pe iconostasul bisericii tocmai era o iconiță mică, mică, mică pusă acolo a unui sfânt semnificativ din ziua respectivă. Unde să alerge? S-ar fi dus la Maica Domnului, dar îl luase spaima când văzuse pe satana. Dar s-a prins de iconița aia mică și spunea acelui sfânt, zice, nu mă lăsa și să aud un glas din icoană, dar pot eu să-ți ajut dacă ești așa de mic și că poți să-mi ajuți că ești sfânt. Ei, dacă sfânt înseamnă că trebuie să mă respecti ori mic, ori mare. Deci asta este. Nu căutăm icoane de dimensiuni, supra-dimensiuni sau biserici de supra-dimensiuni. Dumnezeu, dacă vreți, vine și sub cerul liber. Dumnezeu vine și în deal, și în munte, și în pom. Luați numai din tradițiile istorice ale Sfintelor Mănăstiri. La biserica lui Lăpușneanu, când s-a zidit la Slatina, cânta îngerul cântarea învierii a bunei vestiri, o cânta într-un pom. Și a spus Lăpușneanu, zice, eu cam nu cred în acestea, el a fost un om foarte tare de fire și realism. S-a dus și când a ascultat cu urechile lui cântarea în acea zi de sărbătoare a Bunei Vestiri, acolo a pus piatră de temelie. Daniel Sihastru de la Putna, când s-a făcut mănăstirea Putna, ce a spus voievodului Ștefan? Trage cu arcul, dar trage spre acea vale, că se văd noaptea luminițe și cântări duhovnicești. Spune în istorii, în cronicile mai vechi. Și spune că, într-adevăr, Daniel Sihastru a avut redescoperire că atunci când s-a săpat temeliile Putnei, s-a găsit vestigii de locaș deschis și pusnicesc mai dinainte de a se zidi Putna. Deci, Dumnezeu are metode și harisme și daruri de a face minuni la tot pasul și la tot locul. Și un om unde și-a făcut casa lui, dacă a sfințit locul când a început temelia casei, și o face cu binecuvântare la Dumnezeu, și aceea este o minune că toate cresc ca din pământ, sau cum era la Mănăstirea Argeșului, sau câte alte întâmplări de acestea duhovnicești. Deci nu trebuie să alergăm în deșert. Maica Domnului este grabnica ajutătoare, grabnica miluitoare și orice har este lucrător dacă credința este strașnică. Acolo unde ți se pune tariful, sau acolo unde ți se cere, îți fac minunea, dar te costă atât, nu-i minune, ci lucrează satan. Dumnezeu nu lucrează pe bani. Preotul a luat darul preoției în dar și în dar poate să-l dea, iar vindecările și bolile nu se fac nici la kilometri, nici la distanță. Vindecarea se face în tine însuți. Fiule, dă-mi inima ta să-mi fac locaș în ea, iar evanghelistul Ioan arată că însuși Mântuitorul Iisus Hristos a spus, împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Nu umblați pe aiurea. Vă vor spune la vremea de apoi tot felul de proroci mincinoși. Că-i aici, că-i dincolo, că-i în pustie, că-i în munte, să nu vă duceți. Dar ne spune, privegheați și vă rugați că nu o să știți vremea și ceasul în care va veni. Căci precum vine fulgerul de la răsărit la apus, așa o să vină și fiul omului. Deci, fericită este sluga pe care o va afla priveghind. Deci nu trebuie să stau în nepăsare și în lene, că nu o să vină sfârșitul lumii azi sau mâine, dar nu trebuie să stau în nepăsare și în lene, că o să vină astăzi și vai de mine ce o să fac. Nu mă interesează pe mine universalitatea sfârșitului lumii, ci personalitatea sfârșitului lumii. Dacă eu mă duc în iad, ceilalți pot să meargă toți în rai. Mie nu mi-a folosit nimic. Sau dacă eu sunt pregătit și voi intra în rai, cu atât mai mult ar trebui să fiu trist și cu lacrimi că cei de lângă mine vor să meargă cu bună știință în iad. Și sigur că vor să meargă. Mereu se pronunță și se aude cuvântul. Lasă, Domn, ce-or face toți, fac și eu. Sigur că așa va fi, că și Mântuitorul a consemnat. Largă este poarta ce se deschide spre pierzare. Iar un mare învățat al bisericii noastre, cărturar, Mitropolitul Antonia al Ardealului, într-o discuție cu un ateu, a fost întrebat. Și chiar sunt păcătoși în iad? Literar nu. Că Dumnezeu îi iartă pe toți. Dar real, geme iadul. Deci, dacă n-ar fi păcătoși în iad, n-ar fi nevoie ca sufletul după moarte, în esatologia lui particulară, să șadă 30 de zile să vadă muncile iadului, gândiți-vă câte idei imens, iar raiul să-l vezi în 6 zile, care e fără de margini și nespus de frumos, ce mintea și ochiul și limba și gura nu pricepe. Apostolul Pavel, nu știu dacă într-al treilea cer sau cu trup sau fără trup, zice, am cunoscut pe unul, zice, dar nu poate să priceapă simțurile ce s-a văzut acolo. Și ca să închei frumos, vă spun exact aceeași minune despre Andrei cel nebun pentru Hristos, care la fel, având evlave la Dumnezeu și la Maica Domnului, a cerut odată să-i arate ce înseamnă amărăciunea vieții de aici și bucuria de dincolo.
Și a fost chemat într-un extaz oarecare, deci s-a văzut la picioarele tronului lui Dumnezeu și a auzit un glas. Bea dintre acest pahar, era ceva mult, mult, mult și amar. Dar până pe la jumătatea paharului. Și când a luat o gură, zice, și oasele s-au desfăcut în mine de amărăciunea aceea. Și zice, cum te-ai simțit? Zice, simțeam că mor. Zice, acum ia de aici. Era doar o picătură într-un fund de pahar și a zis el, oare ce gust va avea și cum voi gusta? Și când a gustat și din acel pahar, a spus că i s-a îndulcit toate simțurile, neexplicat în vreo dulceață pământească, cum ar fi mierea sau fagurul sau altceva. Și atunci i-a spus Dumnezeu, zice, vezi, fiule, ceea ce ai văzut mai mult și mai amar în pahar, scârbele prin care trebuie să treci ca să ajungi la sfințenie. Iar ceea ce ai văzut, zice, puțin în pahar și atât de dulce, este picătura de har pe care o varsă Dumnezeu peste tine în clipa când te mântuiești, încât ți se îndulcesc simțurile și niciodată nu mai pătimești și nu mai simți necazul și întristarea care a fost. Și întreabă, zice, care pe care a dovedit? Amărăciunea pe dulceață sau dulceața pe amărăciune? Păi zice, acum sunt cu dulceața în gură. Nevoiește-te pentru ea. Deci și noi, dacă vrem să gustăm dulceața vieții viitoare și a celei veșnice, să avem în ancora sufletului trei lucrări. Credința, pentru că dacă n-ar fi înviat Hristos, credința ar fi zadarnică. Nădejdea, că dacă n-ar fi fost nădejde de mântuire, n-ar mai fi fost taine în biserică. Și ultima este dragostea, că cine iubește pe Dumnezeu nu greșește în vecii vecilor. Amin. Numele Domnului voi chema, aleluia, aleluia.